Actualul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, a făcut mai multe solicitări de renumărare a voturilor. Biroul electoral de sector a admis doar renumărarea voturilor din două secții. Primarul USR acuză nereguli grave și susține că a făcut plângere penală la parchetul general. Cum sunt schimbate aceste procese verbale? Sunt schimbate din pix. Peste 1000 de voturi care se evaporează și de care nu știm ce se întâmplă. Sunt nereguli legate de persoane care umblă în saci. E vorba de o pată neagră asupra democrației din România. Potrivit celor mai recente date de la Biroul Electoral Central, candidatul PSD-PNL, George Tuță, o devansează pe Clotilde Armand cu 682 de voturi. Aceasta a postat pe Facebook imagini cu procese verbale despre care susține că sunt dovezi de fraudă. George Tuță neagă însă că ar fi avut loc nereguli și aduce la rândul său acuzații. N-am ținut cont de toate depozele pe care le pune doamna Armand, ci, din contră, am luat datele de pe platforma oficială a EPU-ului, unde acolo, în cea mai mare parte, au fost corecte. Biroul Electoral de Sector a decis să renumere la una dintre secții, iar rezultatul obținut în acea secție, voturile mele au fost păstrate, iar după numărătoarea din secția respectivă, voturile pe care le avea doamna Armand erau umflate din pix cu 20. Nu a fost liniște nici la biroul electoral al sectorului 2. Zeci de susținători ai lui Radu Mihaiu, printre care și primarii Elena Lasconi și Lucian Visiteu, s-au adunat în fața clădirii pentru a-și susține candidatul, nemulțumit și el de rezultate. Potrivit ultimelor date, 511 voturi îl separă pe Mihaiu de contracandidatul PSD-PNL, Rareș Hopincă. Actualul primar a cerut renumărarea voturilor pentru 30 de secții. Sunt suspiciuni în legătură cu 2000 de voturi, spune Radu Mihaiu, care a depus și o plângere penală în INREM la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2. Vorbim aici de cumpărare de voturi. Au fost zone în Creangă, în Colentina, unde au fost cumpărate voturi. Se dădeau bani pentru o poză cu buletinul votat pentru candidatul PSD. Și de asemenea pentru situațiile documentate în care au fost date alegătorilor buletine deja ștampilate. Pentru buletinele preștampilate există procese verbale de la toți membrii comisiei care au atestat faptul că acei alegători au primit buletine preștampilate. Aș ruga candidații să nu se bucure la o victorie temporară prin înșelăciune, și haideți să respectăm democrația. Și Clotilde Armand a depus ieri plângere penală pe numele lui Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente pentru abuz în serviciu și instigare la fals. Nu comentez ceea ce spun în campanie și imediat după campanie competitorii politici. Dar să nu vă mire tradițional acolo unde există o apropiere între primitorii competitori politici, contestațiile, solicitările de numărare, renumărare, renumărare a voturilor este ceva foarte, foarte frecvent. Radu Mihaiu a anunțat că Biroul Electoral Municipal i-a admis cererea de renumărare a voturilor dintr-o secție în care primarul susține că au avut loc nereguli.